Shane și Temu sunt doi dintre cei mai proeminenți jucători din industria comerțului electronic, fiecare având un model de afaceri unic și o bază de clienți loială. Shane, fondat în 2008 în China, s-a impus ca un lider global în moda rapidă, oferind o gamă largă de îmbrăcăminte la prețuri accesibile. Succesul său se datorează în mare parte capacității de a aduce rapid pe piață cele mai noi tendințe de modă, utilizând o infrastructură logistică bine pusă la punct și strategii de marketing digital agresive. Pe de altă parte, Temu, deși mai recent înființat, și-a câștigat rapid popularitatea prin oferirea unei platforme diverse, unde utilizatorii pot cumpăra produse variate, de la electronice la articole de uz casnic, la prețuri competitive. Această platformă pune un accent deosebit pe experiența utilizatorului, simplificând procesul de achiziție și livrare. Ambele companii se remarcă prin inovații și adaptabilitate, contribuind semnificativ la transformarea modului în care consumatorii din întreaga lume fac cumpărături online. Magazinele online chinezești Temu și Shein au devenit extrem de populare în România, înregistrând o creștere semnificativă în numărul de comenzi. Datele arată că prețul mediu al unui colet livrat de pe Temu și Shein este cuprins între 20 și 30 de euro fiecare colet, conținând în medie între 3 și 5 produse. Valoarea totală a coletelor comandate de pe aceste platforme este estimată la 600 de milioane de euro, relatează Playtech.ro.